Pe parcursul ultimilor 2 ani, în timpul recoltării cerealelor s-au produs 7 incendii. Unul foarte grav a izbucnit într-un depozit unde se stocau paie. Cel mai recent caz este cel de la Fălești. Un tractor a luat foc în timp ce se lucra pe lan. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Două stingătoare, două lopeți și două mături. Este prezent plugul pentru a delimita fâșiile pe porțiuni respective, deci care nu trebuie să depășească mărimea de 30 de hectare. Agricultorii sunt avertizați să are lanurile pe margini de jur împrejur pentru a le delimita de porțiunile de drum. Ei susțin că sunt pregătiți pentru orice situație de urgență, inclusiv pentru localizarea și stingerea incendiilor. Iată, sunt două stingătoare și ele au acolo, dacă din ceva nu au disfat, nu este plombă sau sigiliu și ăla este acolo și dacă trebuie, îl scoatem și lucrăm mai departe. Câmpul aici este 60 de hectare și le-am împărțit după sectoare, așa că ceva se întâmplă. Deși liderul de lucrări susține că toți muncitorii știu cum să acționeze în caz de incendiu, ultimii s-au cam bâlbuit în explicații. Dați-le pacea, mugheu, noi suntem la situația. Pentru asta nu am trecut și nici nu vreau să trec. Și că trebuie să cunoașteți acțiunile. Da, trebuie să... Procedați. Ce faceți? Ce faceți? Cuvintele simple. Ce facem? Apă și dacă s-a prins de strâns. Agricultorii care nu respectă normele anti-incendiare sunt sancționați. Aceștia vor plăti amenzi între 2.000 și 4.000 de lei, iar persoanele fizice de la 200 la 400 de lei.